Salutare! Bun venit din nou pe canal. Astăzi avem o bucătărie micuță de făcut. Astăzi, practic prima zi, am fost ieri, am pus niște 20. E ceva simplu oricum. Vor veni două circuite de cuptor și plită aici. Plita o voi duce pe fir de 4 mm pătrați, cuptorul pe 2 jumate. Aici va veni o priză pentru hotă, s-a spart, vezi, au spart pentru lămpi, vin două lămpi, aici vin două prize pe blat, o priză de mașina de spălat vase, aici va veni o priză TV și două prize 220. Iar aici, la centrală, centrala va fi mutată aici, vor veni trei prize. Una pentru centrală, una pentru senzor de gaz și una pentru termostat. Iar aici va veni o priză pentru frigider, o doză de curent slab. Aici va veni ceva mască. Deci e simplu. Tablou vine. Uitați, tablou. Da, să-l scot afară. Asta e, ceasul vine mutat afară, tablou rămâne înăuntru. Va veni o mască în care va fi îngropat tablou. Și aici, bineînțeles, un dublu cap scară va fi. Se va prinde de aici. Și de asemenea, de aici. O lucrare simpluță. Sper să o termin cât de repede, că oamenii sunt cam oamenii cam vor să facă de mâncare. No, bun. Asta ar fi prima zi la lucrarea asta. Să vedem cât fac. Și cam asta am reușit să fac într-o zi. Ăsta încă nu l-am pus până în capăt. Am mai avut de spart și de tăiat pe aici multe fiere. Am pus-o la poziție, frumos. Așa. Aici. Asta sper să... De fapt, cred că o să reușesc să pun tablou și să mut ceasul afară. Aici avem o fibră care merge în jos. Și o să mergem cu ea prin șapă. Aici am adus o priză la frigider. Am modificat aici. I-am dat pe circuitul ăla de la mașina de spălat. I-am dus un circuit direct de la tablou. Da? Aici antena TV, care urmează să le prind pe jos. Așa, aici TV și două prize. Ăsta trebuie să-l bag în perete. Uitați cum a fost făcut. În afara peretelui. Trebuie băgat înăuntru. Așa, aici la centrală. Am curățat frumos pe jos ca astăzi. Așa, să arate bine. Vedeți? Le-am dus pe lângă tuburile alte. Erau rupte tuburile în multe părți, cum au călcat băieții pe ele. Sau cum o spart șapă și o trebuie să le... Am pus o bucată de copex, am tăiat-o în jumătate și am făcut ca un sandwich și după aia am dat bandă ca să nu fie probleme. Aici cu șoricei am legat deocamdată pentru că urmează să le prind în bandă perforată. Așa. Deci cam asta am făcut într-o zi. Hai să vedem astăzi ce o să fac. Aici am să vă arăt o greșeală ce am făcut-o eu, uitați. Vedeți cum am pus bările astea de fază nouă. Așa să nu le puneți. Eu făceam ponți și am un meu de astea și le-am pus greșit, vedeți?
Deci de unde știu că-s greșit? Pentru că uitați aici cum ne-am pus. Mult mai bine. Mult mai frumos odată. Și mult mai bine a intrat firele înăuntru. Deci e clar că așa e greșit. Uitați ce urât arăt. Așa că învățați din greșelile altora. Bun. Am pus și ceasul. Ia uitați cum arată.